Vă salutăm cu mult drag, sunt Costel Cuciurean, pastor din Cernăuz, din Ucraina, responsabil pe departamentul de misiune și aș vrea în această zi, dragă comunitate, Vocea Creștinilor, să vă salut pe fiecare cu mult drag și să vă rog să fiți parte alături de noi pentru a procura 20.000 de Biblii pentru ucraineni. Din partea conducerii cultului pentecostal din Ucraina și responsabil pe Europa, frații ne-au rugat ca să putem face ceva, să strângem fonduri pentru a ajuta în răspândirea Evangheliei. Domnul Iisus a zis, la săraci li se predică Evanghelia și odată cu acest război, cu distrugere, cu amar, mulți oameni s-au deschis pentru Evanghelie și noi cât am avut, am împărțit Noi Testamente, dar acum e mare nevoie de Biblie. De aceea vrem ca să vă rugăm pe fiecare în parte să fiți parte împreună cu comunitatea Vocea Creștinilor pentru proiectul Caravana Evangheliei, să o duceți dincolo de granițele țării, să ajutăm și în Ucraina, să ajutăm și în Europa refugiații care au fugit de moarte, au fugit de război, să poată găsi calea vieții, să poată găsi mântuirea. Și noi ne bucurăm că în 16 țări și în Europa s-au deschis biserici evanghelice și acum lucrăm la a salva cât mai mulți ucraineni. Dar nevoia mare este nevoia de Biblie, de aceea vă rugăm în numele Domnului pe fiecare care puteți să susțineți această acțiune pentru strângerea de fonduri, pentru 20.000 de Biblii în limba ucraineană. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă răsplătească. Nehai vas Bog blagoslovit i nehai vin da je nagorodu kožnomu.